Să ne fie sufletul o cântare. Și să-i cântăm lui Dumnezeu spre slavă și spre mulțumire, mai ales că ne apropiem de momentul acela în care rostul nostru este definit prin mulțumire. Mai este o săptămână până la Thanksgiving, până la mulțumire. Îmi, îmi dă da de gândit lucrul acesta. Și aseară am încercat să intrăm în atmosfera aceasta de mulțumire și am spus că rostul Bisericii lui Dumnezeu și rostul strângerii noastre la oaltă până la urmă e mulțumirea. N-are rost să mulțumești cuiva și să nu te audă nimeni. N-are rost. Chiar trebuie să mulțumești și mulțumirea să fie așa de profundă încât să dea pe din afară. Așa spune David, înalți paharul izbăvirilor și paharul meu este plin de dă peste el. Adică dacă nu dă mulțumirea pe din afară, încă n-ai mulțumit destul. Dacă nu îi arăți lui Dumnezeu din toată inima că îl iubești și că a făcut lucruri mari pentru tine, înseamnă că n-ai priceput ce fel de Dumnezeu ai. Și n-am priceput ce fel de Dumnezeu avem. Dimineața asta aș vrea să continui puțin studiul de aseară în încercarea de a descoperi caracterul bun al lui Dumnezeu. Caracterul bun al lui Dumnezeu. Fraților, o să vă invit să citim o întâmplare. 1 Samuel, capitolul 24. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au spus, fii atent! David este în pustia Engedi. Saul a luat 3000 de oameni aleși. Atleți din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Ce înțelegeți dumneavoastră din asta? Adică să nu rămână Niciun petic, nicio crăpătură, nicio groapă, niciun loc care să nu fie cercetat. Um de oameni, vă aduceți aminte câți oameni avea David? Până la urmă, zice să că se adunaseră vreo 600 de oameni la el. Ăsta era maximum de dispozitiv uman pe care îl avea David. 600. Câți oameni a luat Saul? 3.000. Raportul era 6 ori 5, 30. 1 la 5. Da? Bun. Nu e prima dată când David simte că nu mai are nicio scăpare. Mai avea vreo șansă? Înconjurat cu o forță superioară lui, în sfârșit, Saul, versetul 3, a ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. cum de a intrat exact în peștera în care era și David. Domnul știe, că eu nu știu. În momentul în care David, imaginați-vă că lucrurile aici sunt scrise foarte rapid, laconic, dar imaginați-vă ce se întâmplă. David nu este acolo cu toți oamenii lui. Nu este cu cei 600 de oameni. El se află cumva în spatele peșterii, unde se pare că spațiul nu dă voie să stai cu 600 de oameni și nimeni să nu te bage, să nu bage de seamă că ești acolo. Se pare că tabăra lui ar putea să fi fost în altă parte. El fugea cu un grup de oameni mai special și s-a ascuns în peștera asta în ideea că nu va fi detectat, nu va fi observat. Deci, cu un număr mai mic de oameni, în așa fel încât. Saul nu i vede. Cât de mic să fi fost numărul, nu știu. Dar, încă o dată, era invizibil. Din punct de vedere al lui Saul. Imaginați-vă că cei 3000 de oameni al lui Saul se apropie, se apropie toată tabăra, se desfășoară acolo steagurile, iar David e în peșteră. Și vede că tabăra se pune la intrarea peșterii. Spuneți-mi, care este sentimentul pe care îl are David în timpul ăsta? E gata. E gata. Da? Mai au o șansă dacă cumva tabăra este în afara, ta în afara peșterii și nimeni nu intră în peșteră. Ca urmare ei se retrag cât mai mult în interiorul peșterii să nu fie observați și se trag așa cât pot de mult la perete. Până la urmă, observă spre surpriza lor că Saul intră în peșteră. Nu rămâne afară din peșteră cum și-ar fi putut imagina că ar mai fi o șansă să scape. Intră în peșteră și intră toată oastea în peșteră și ce urmează? Ce urmează? Nu, 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 până la a dormit mai e fraților. Pentru că ei, ei și-au organizat. Toată tabăra și armata lor în peștera respectivă. Deci au fost ore, nu au fost minute. Au fost ore, au intrat în tabără și au organizat tabăra. Ei, când au văzut că intră, că intră în peșteră, spuneți-mi care a fost sentimentul lui David. Vin aici pentru ce? Pentru mine. Vin aici, nu mai ai nicio șansă. Câți metri să fi fost între David și toată tabăra lui Saul? Evident, n-a intrat cei 3000 de oameni în peșteră, n-au intrat toți. Înțelegem, da? Tabăra a rămas afară, soldații au rămas afară. Dar inițial soldații au intrat înăuntru, pormă soldații s-au retras, i-au făcut lui Saul loc și au organizat locul respectiv și l-au pus acolo pentru ca Împăratul să stea la adăpost în timp ce tabăra era afară. Așa a arătat la sfârșit. Dar până să fie finalul, David a trecut printr-o serie întreagă de, de, de situații în care și-a văzut sfârșitul. Soldații intră în, în peșteră, mai sunt câțiva metri până la el, soldații se uită de jur în prejur, David a crezut că e gata. Vreau să vă întreb, de ce îngăduie Dumnezeu lucruri de felul ăsta? Că observați un lucru vis-a-vis -vis de îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să intre în tabără, să fie aproape de el, să se uite și să nu-l vadă. Corect? Și de aici încolo n-a mai îngăduit. De aici încolo n-a mai îngăduit, n-a mai dat voie. Nimeni n-a intrat să-l vadă pe David. Nimeni n-a descoperit că David este acolo. Nimeni n-a descoperit că sunt soldații acolo. Cine a făcut ca să nu se mai poată descoperi nimic? Dumnezeu. Este, un fel de, este așa un fel de zid dincolo de care soldații nu trec. Întrebarea mea este, bun, Doamne, Tu ai pus zidul acolo ca să nu se descopere David și soldații lui, dar de ce ai îngăduit? De ce ai venit atât de aproape? De ce l-ai lăsat pe David să treacă prin toate acele emoții, prin toate acele calcule în care el vedea clar că o să punem un apel? De ce ai îngăduit până acolo? De ce îngăduie Dumnezeu în viața mea și în viața ta uneori lucruri de felul acesta că aproape te scutură viața și spui, eu nu o să mai ies de aici, nu mai văd nicio, nicio posibilitate de ieșire. Și te întreb, Doamne, de ce îngădui Tu asta în viața mea? Cunoașteți despre ce vorbesc. Eu personal în viața mea am avut momente de felul acesta în care am zis, Doamne, de ce îngădui? De ce îngădui Dumnezeu? Și apoi... Și apoi soldații se retrag, sau intră înăuntru împreună cu generalii lui, se pune masa, se mănâncă masa de seară, se pun făcliile, împăratul își face patul și toate aceste lucruri se întâmplă sub ochii lui David. Apoi, împăratul se culcă, se sting făcliile, se face liniște profundă. Și. David își aude sfetnicii spunând Acum Domnul a dat în mâna ta pe Saul. Nu era clar? Nu era clar? Era minune ceea ce se întâmplă acolo. Era clar că era mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu l-a dusese pe Saul acolo. Mâna lui Dumnezeu îl salvase pe David. Mâna lui Dumnezeu îl introdusese pe Saul în peșteră, astfel încât Saul dormea, iar David era cu, era cu sabia în mună. Puțin mai târziu se strecoară printre paturile în care erau adormiții de acolo, ajunge la Saul și generalul care era lângă el zice... Cu o lovitură îl poți străpunge. O lovitură. Atât. Se desparte de victorie. Și Domnul ți l-a dat în mână. Și David se apleacă jos și mantia lui Saul care îl acoperea atârna un colț pe marginea patului și acolo cu sabia bine ascuțită taie colț. a zis, hai să mergem. Bine, dar pentru cine a făcut Dumnezeu minunea? Pentru cine l-a dus pe, David, pe Saul acolo? Pentru cine a îngăduit toate astea dacă nu cumva să îl dea pe mână? Și în același capitol, mai departe, David spune, uite, Eu nu știu care e planul lui Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu l-a uns, e foarte interesant asta. Dacă Dumnezeu l-a uns, ia lui. Să facă Dumnezeu ce știe. Eu nu. Nu despre asta aș vrea însă să studiem în dimineața asta. Aș vrea să studiez despre un alt lucru. Vreau să vă întreb, ce a făcut David în orele acelea de spaimă, când stătea în spatele peșterii și vedea mișcările de trupe și se aștepta în fiecare clipă să fie descoperit și să-i ia viața. Ce a făcut David în timpul acesta? Poftiți? Mi se spune să ruga. Asta mi se pare extraordinar, Lucian. În timpul ăsta, David a scris un psalm. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Dumneavoastră ați fi scris un psalm? Aș fi pus mâna pe hârtie să faceți o poezie? În momentul ăsta? Încerc să-l înțeleg pe David. Încerc să văd ce face Dumnezeu în viața oamenilor care se încred în el. Și vreau să observați cum Dumnezeu face din oamenii obișnuiți niște minuni. Niște ciudățenii frumoase. Niște excentricități uluitoare pentru lumea noastră. Niște modele pe care numai Dumnezeu le poate concepe, iar pentru lumea noastră noi zicem, a, dar e imposibil așa ceva. Salmul 142. O rugăciune făcută de David când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Învârs necazul înaintea lui, îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când zice de strâmtorare, fraților, era o, uh, un termen uh, metaforic? Când vorbește de strâmtorare, veniseră destul de aproape. Veniseră destul de aproape. Nu prea avea loc să respire. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Nu era simplu deloc, frații mei, nu era doar teamă. Se pare că era și mâhnire. Ce înseamnă mâhnire? Fraților, când încercările vin asupra unui om, asupra unui suflet, nu vin în simplitatea lor, ci vin în complexitatea lor. Era teamă, era tristețe, erau tot ceea ce poate să fie în viața unui om. Lucruri pe care dumneavoastră le știți, prin care noi am trecut. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă și vă rog să-mi spuneți, a funcționat cursa sau nu? A funcționat sau nu? Nu până la capăt, adică și da și ba. Pe drumul în care umblu mi-au întins o cursă și pentru o vreme, David a văzut cu ochii lui cum cursa a funcționat, a reușit. Au venit acolo, au înconjurat tabăra, mai avea nicio, nu mai avea nicio șansă să iasă, au intrat, au înconjurat tabăra, au înconjurat peștera, au intrat în peșteră, a fost la un pas să pună mâna pe el și atât Dumnezeu nu le-a îngăduit să facă și pasul următor. Ultimul pas i-a oprit Dumnezeu să-l facă. Dar până acolo, cursa le-a funcționat. Viața e plină de așa ceva. Și nu putem să vedem bunătatea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu decât acolo când vedem de unde ne scoate. Acolo când vezi de unde te scoate Dumnezeu, abia atunci ai vezi mâna. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de Sufletul meu. Punct. David își scrie aici epitaful. Nimănui nu-i pasă de Sufletul meu, orice scăpare este pierdută pentru mine. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor. De ce zice pământul celor vii? Că era confruntat cu moartea. E foarte limpede aici despre ce este vorba și spune tu e șansa mea dacă o să mai rămân viu sau nu. Adică în viața celor credincioși lucrurile au, au mers de foarte multe ori până la extrem, până la maximum. Noi suntem niște oameni care n-am fost încercați de viață atât de până la extrem. Nu, Poate că unii da, poate că unii nu. Dar viața ne conduce acolo și mai devreme sau mai târziu, în timpurile de strâmtorare ale Pământului sau în timpurile de strâmtorare ale vieții noastre, vom merge până acolo. Cine ne este singura scăpare? În ce măsură experiența mea cu el certifică că eu am relația asta cu El. În ce măsură e prietenul meu, în așa fel încât să strig și să știu că Domnul mă ascultă. Că David așa spune l-a chemat pe Domnul meu și, de și Domnul meu m-a ascultat, a plecat urechea spre mine, m-a ascultat. Este o problemă. Este o problemă lucrul acesta ca cineva să creadă că Dumnezeu îl ascultă în rugăciunea Lui. Este o problemă. Noi înălțăm rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, dar uneori înălțăm rugăciuni de dragul obișnuinței, nu de datorită faptului că noi chiar credem că lucrul ăsta se întâmplă. Vă aduceți aminte de episodul Rada? Vă aduceți aminte? Sigur că vă aduceți aminte. Erau în camera de sus. Petru era la pușcărie. Toată biserica s-a adunat acolo să se roage pentru Petru. De ce s-au rugat pentru Petru? Să intervine Dumnezeu și ce să facă Dumnezeu? Să-l salveze. Și la un moment dat bate cineva la ușă. În mijlocul orei de rugăciune. Bate cineva la ușă. Și slujnica se duce repede jos să vadă, deschide sau nu deschide se uită prin crăpăturile ușii și îl vede pe Petru. Uită de toate, că și ea fusese la rugăciune. Se întoarce înapoi și le spune tuturor de acolo, este Petru. Spuneți-mi ce au spus toți cei de acolo. Ești nebună. Păi bine, dar voi de ce vă rugați? Voi de ce vă rugați? Și de ce când vă răspunde Dumnezeu la rugăciune, tu spui, imposibil, ce ai? Ai nebunit? Cum să se întâmple lucrul ăsta? Pe păi bine, dar tu de ce te rugai? Spuneți-mi de ce ne rugăm. De ce ne rugăm? Asta arată limpede că rugăciunile noi le facem la un moment dat în virtutea unei obișnuințe pioase pe care noi avem ca și creștini. Dar în realitate noi mă zicem, dar o... chiar? Chiar o Dumnezeu? Credem sau nu? Credem sau nu? De asta am pus întrebarea în ce relație suntem noi cu Domnul Isus Hristos? Pentru că în vremea când ne vom ruga și vom spune Tu ești singura mea salvare pe pământul celor vii, în momentul acela chiar Chiar să înțelegem asta. Chiar să fie așa. Și dacă s-ar fi ridicat toți oamenii împotriva noastră, și dacă Dumnezeu e de partea noastră, nu ne temem, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne temem. Ăsta e Dumnezeul căruia ne închinăm. Așa putem să-i aducem slavă. Așa putem să îl glorificăm. Prin faptul că îl credem pe cuvânt. Și în momentul în care înălțăm o rugăciune înaintea lui, rugăciunea aceea este cea mai reală conversație cu prietenul și Dumnezeul care ne iubește atât de mult încât spune da oameni pentru tine, popoare pentru viața ta. O mie să cadă alături de tine, zece mii la dreapta ta, de tine nu se vor apropia. Îți voi da viața lungă și îți voi arăta mântuirea mea. Frății mei, asta nu înseamnă că nu vom trece prin încercări. Nu înseamnă că la Gura peșterii noastre nu vor tăbărâ 3.000 de oameni cu sulițe și cu săbii. Asta nu înseamnă că până aproape de noi nu vor veni trupele celui care ne urmărește. Nu, nu înseamnă asta. Asta nu înseamnă că la un moment dat n-au existat martiri. Asta nu înseamnă că la un moment dat n-au existat oameni care au vrut mai degrabă o viață mai bună decât viața aceasta. Dar când lucrul ăsta se întâmplă în viața unui creștin, se întâmplă pentru că are lângă el un Dumnezeu și un prieten atât de bun încât vorba lui Pavel, creștinul zice, aș vrea să mă mut ca să fiu cu Domnul. Prietenia cu Isus Hristos. Este soluția celui care s-a urcat pe rug. Prietenia cu Isus Hristos este soluția celor care au înfruntat moartea la lei. Gloria lui Dumnezeu a fost aceea care l-a făcut pe Domnul Isus Hristos să spună și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de întemerea lumii. Și se referea la cruce. Asta e toată slava mea. Creștinii care s-au urcat pe eșafod au făcut din mergerea lor pe rug slava lui Dumnezeu și au fost încântați de faptul că ei pot să desăvârșească prin suferința lor, suferința lui Isus Hristos. Frații mei, totul ține de prietenia noastră cu Isus, de dragostea noastră cu El și toată, tot răspunsul și toată realitatea vieții noastre de credință este rezultatul recunoștinței față de cât de bun este Domnul. În Luca, capitolul 18 cu 18, la Domnul Iisus Hristos, vine un tânăr și îi spune Bunule învățător! Am mai vorbit despre asta și altă dată. Și Mântuitorul a fost șocat de un cuvânt. Vă aduceți aminte ce anume l-a oprit pe Domnul Isus Hristos? I-a tras atenția. Toți îi spuneau, învățătorule, și așa mai Dar a venit tânărul ăsta și a spus, bunule învățător, cu alte cuvinte. Nu i-a zis, știi, a ai luat doctoratul la nu știu unde și așa mai departe. Nu, nu despre asta era vorba. Și spune, doctoratul tău constă în faptul că ești bun. Ești unic prin faptul că ești bun. Și spune, bunule învățător. Mântuitorul se oprește și zice, auzi, da, de unde ți-a venit ideea asta să-mi spui tu mie bun? Pentru că unul singur este. Mai bun decât el, nu există nimeni. Haideți să vă întreb aici, la capitolul ăsta. Este o mamă în raport cu copilul ei mai bună decât Dumnezeu? Este un tată în raport cu copilul lui mai bun decât Dumnezeu? Avem noi ideea aceasta că în momentul în care încredințăm copilul nostru în mâna lui Dumnezeu, îl încredințăm în mâna unui tată mai autentic decât sunt eu? O mamă își încredințează ea copilul ei în mâna lui Dumnezeu, având în vedere că Tatăl este un părinte mai bun și mai autentic decât ea? Uneori nu înțelegem. Tânărul respectiv n-a înțeles. El a folosit un cuvânt, bunul învățător, dar a scăpat în, înțelesul. Și merge mai departe și spune, cum poți să moștenești viața veșnică? Și Mântuitorul îi spune, zice, uite, ca să moștenești viața veșnică, trebuie să păzești poruncile. Zice, l-am păzit. Dar Mântuitorul a rămas cu gândul la ideea de bun. Îi spune, auzi, ai păzit poruncile, așa e? Da. Dar de bun. Ești bun? În momentul ăla îi spune, ia du-te tu și vinde ce ai. De ce? Ca să fii bun ca tatăl tău din ceruri, care dă daruri bune tuturor celor care îl iubesc. Adu-te Brăților, putem să ne oprim puțin aici? Așa un minut. Așa e că ne interesează viața veșnică. De-aia venim aici. Doamne, dor de scăpa de moarte? Dor de ajunge în cer să mergem și noi să vedem cum e pe lună? Iertați-mi cuvântul, da? Sunt puțin ironic, da? Dar ne interesează să fim buni. interesează să fim lumina lumii, seara pământului, de buni ce suntem. Adică mă știe vecinul meu că sunt bun sau mă știe că mă cheamă Valentin? că de preferat să nu știe cum, să mă, cheam, cum mă cheamă, cum dar să știe omul ăla e, e, bun ăla, nu știu cum îl cheamă, dar e fantastic omul ăla. Omul ăla. Dacă, dacă treci pe lângă el, se vede bunătatea de la el, dă tot, Cam asta e definiția unui creștin, nu? Ne interesează să fim buni. Ne interesează să ținem sabatul, ne interesează să uh, dăm zecime, ne interesează. E bine? E bine. Că dacă nu dai, e păcat. Dacă nu păzești poruncile lui Dumnezeu, e păcat. te interesează să fii ca Dumnezeu, adică să fii bun. Iertați-mă, voi fi nedidactic în momentul acesta. Voi amesteca lucrurile din punct de vedere al contextului. Dar mă interesează modul în care Scriptura vrea să mă convingă pe mine că Dumnezeu e bun. Și mă întorc la David. Cu altă ocazie. În 1 Cronici, capitolul 17, de la versetul 15, am rugăciunea lui David. Știți, rugăciunea asta este un răspuns. Este un răspuns. David se roagă ca răspuns la faptul că Dumnezeu îi promite o sumedenie de lucruri. De la capitolul 17, știți, David vrea să zidească templul și Dumnezeu spune... Nu tu, ci fiul tău. Dar pentru că tu ai vrut să-mi zidești mie o casă, îi spune Dumnezeu, îți promit, îți voi zidi eu o casă ție. Și ca urmare a acestei promisiuni din partea lui Dumnezeu, David cade pe genunchi, este uluit și vă rog să înțelegem lucrul ăsta. Totul vine din recunoștință, spuneam aseară. Absolut totul vine din recunoștință. Cele mai frumoase rugăciuni ale noastre vin din momentul în care noi suntem copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu. În momentul în care vedem cât de bun este Domnul și în momentul în care cădem pe genunchi înaintea lui pentru Thanksgiving, pentru a da mulțumiri, în momentul acela e cel mai frumos lucru care se întâmplă în viața și în sufletul tău. Va fi cea mai frumoasă rugăciune. Nu există o rugăciune mai frumoasă pe care s-o-a făcut David decât rugăciunea care urmează. Și dacă mă întrebați de ce e frumoasă rugăciunea lui, vreau să vă spun de acum, datorită faptului că David este surprins de bunătatea lui Dumnezeu. Și rugăciunea care urmează nu face altceva decât explică, explică cât de surprins este el. Auziți? Împăratul David s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, spune versetul 16, Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? De unde îl luase Dumnezeu? L-a <laughs> luat de mână de la voi. Și unde a ajuns? Laților, a ajuns acolo să-i zidească o casă lui Dumnezeu. Drumul este incredibil. V-am mai spus dumneavoastră, mi-aduc aminte de tatăl meu, am fost cu el odată la muma în vie, noi zicem muma la bunică. Și când am mers în grădină sus, în vie, undeva lângă gard, pe partea dreaptă, era un buștean de vie. Tata mi-a zis, vezi tu bușteanul ăsta? Aici m-am rugat eu la 12 ani. Și am spus Domnului, Doamne, dacă o să mă ajuți să scap de sărăcie, să am și eu o casă. Deci acolo, la bușteanul ăsta, m-am legat eu de Dumnezeu. Și apoi, M-a luat și mi-a arătat vârful munților, pentru că, eu știu, casa noastră este înconjurată de munți. Și mi-a arătat plaiu în partea asta la altă, mi-a arătat muntele celălalt și mi-a zis, știi? Eu am fost paznic cu vânătoarea, una tată. De fiecare dată când mă duceam să inspectez zonele de fiecare dată când ajungeam pe vârful muntelui, mă suiam pe locul cel mai înalt. Aveam eu impresia că sunt mai aproape de cer. Și acolo, fără să mă vadă nimeni, fără să-mi ceară cineva, în ce nu înaintea lui Dumnezeu. E mare lucru să te rogi fără să-ți ceară cineva. E mare lucru să te rogi fără să fii nevoit să te rogi. E mare lucru să te rogi nu la biserică, ci acasă la tine în bucătărie. E mare lucru să te rogi pe trac când mergi și când conduci. E mare lucru să te rogi. În timp ce speli vasele, e mare lucru să stai de vorbă cu Dumnezeu. Dar e și mai mare lucru să cauți cu disperare un loc de jur în prejur unde să te întâlnești cu Dumnezeu. Că ai nevoie de -a. În asta constă frumusețea lui David aici. Cine sunt eu de mai făcut unde să ajung? Și atâta este puțin lucru înaintea Dumnezeului, spune el. Tu vorbești și de casa robului tău pentru vremurile viitoare și binevoiești să-ți îndrepți privirile asupra mea în felul oamenilor. Expresia asta m-a cucerit. Noi avem fel de fel de, 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 gânduri și impresii despre Dumnezeu. Noi avem impre impresia că Dumnezeu se ocupă de lucrurile mari ale acestui univers. El ține în mâna lui soarele, luna, stelele, face ca universul acesta să funcționeze în toate legile cosmice pe care le are. E corect? Corect. În universul ăsta se află Un nimic. Vă aduceți aminte? Voi lua un minut să... Pentru cei ce n-ați fost, este a treia oară când, sau a patru oară când repet modelul acesta, dar mie mi s-a părut edificator. Un profesor de aici, de la Lomalinda, profesor de biochimie, domnul frate Iavor, la un moment dat spunea că s a făcut măsurători în legătură cu galaxia noastră. Cum se numește galaxia noastră? La lacte. Este așa ca un disc, rotundă. Ei bine, dacă galaxia asta s-ar reduce la dimensiunea de aici din Lomalinda până la Los Angeles, ceea ce înseamnă vreo 100 de mile, atunci uh, marele meu sistem solar s-ar reduce la cât? Vă amintiți? Țineți minte. Nu centimetri. Milimetri. 7 mm. Atât. Sistemul solar. Adică Soarele, Luna, Venus, Marte, Mercur. În ăștia 7 mm căutați Pământul. Și pe Pământul ăsta căutați-l pe David. Sau pe Valentin. Ma, întrebarea mea este Doamne, dacă te ocupi de tot universul ăsta să fim serioși te mai ocupi tu și de nimic și asta este surpriza lui David zice: te, nu numai că te ocupi dar te ocupi în felul oamenilor adică pe limba mea să înțeleg eu să pricep eu adică îmi arăți că mă iubești nu așa cumva cum nu înțeleg că am ajuns să nu mai înțeleg că Dumnezeu mă iubește dacă răsare soarele am impresia că e obligatoriu să răsare soarele nu mai înțeleg că Dumnezeu mă iubește dacă dă primăvara. Cam impresia că e obligatoriu. De o vreme încoace am început să mă întreb și să ajung la concluzia că Dumnezeu mă iubește că dă ploaie. Dar din ce cauză? Că n-a mai dat ploaie. Dar mă obișnuiesc atât de mult cu lucrurile astea încât nu mai văd mâna lui Dumnezeu. Și David spune, dar tu mă iubești în felul oamenilor. Adică cum? Uite să vezi. Nu zidești o casă. Nu faci o casă. Fiecare dintre dumneavoastră. Fiecăruia dintre dumneavoastră Dumnezeu v-a dat o casă aici, într-o țară străină. Cu muncă multă, cu sudoare, cu nedormit, cu Mă doare spatele, nu mă mai pot îndrepta și alte lucruri. Dar Dumnezeu e cel ce ne iubește în felul oamenilor. Și gândul ăsta mă trimite la faptul că Isus Hristos a venit aici, a devenit una cu mine și a stat 30 de ani de zile pe Pământul acesta pentru ca să învețe să mă iubească în felul oamenilor. Asta a făcut. 30 de ani de zile n-a făcut altceva decât a învățat să mă iubească în felul oamenilor. Frumos! Astfel încât el însuși a înțeles iubirea în felul oamenilor. Două exemple vreau să vă mai dau și închei. Ioan 12 cu 20. se apropia de cruce. În timp ce se apropia de cruce, marea problemă a Domnului Isus Hristos era eu am venit pe pământul ăsta, m-am născut. Când m-am născut, poporul ăsta habar n-a avut. A venit câțiva magi de unde au venit și ei au fost aceia care au știut că m-am născut eu. În rest, Ierusalimul n-a știut nimic. Poporul n-a știut nimic. Apoi am crescut ca o draslă slabă în mijlocul lor. N-aveam nici frumusețe, nici strălucire, în așa fel încât privirea niciunui din Israel n-a fost îndreptată asupra lui. Niciunul nu l-a băgat în seamă. Niciunul n-a văzut caracterul său deosebit în afară de mama lui, care era uluită de frumusețea caracterului. Apoi a venit botezul la botez l-a recunoscut Ioan. A recunoscut în el frumusețea caracterului, dar era un. A ridicat Ioan botezătorul glasul și a spus sutelor de oameni care erau în mijlocul lui Acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Câți au priceput? Doi. S-au luat după Domnul Isus Hristos doi și erau din ucenicii lui Ioan, s-au luat după el și s-au dus la Domnul Isus Hristos și a spus, Învățătorule, vrem să vedem unde locuiește. Cam atât a fost tot. L-au cunoscut? Nu. Au urmat apoi trei ani de activitate. Minuni, predici, confruntări, învățătură. Și în timpul ăsta, 70 de ucenici îl părăsesc ucenicii văd cum sinedul se îndreaptă împotriva Domnului Isus Hristos. Opoziția este din ce în ce mai mare. Repet, mai sunt câteva zile, săptămâni, până la crucificare. Și Domnul Isus Hristos se întreabă, oare a văzut cineva că s-a coborât Fiul lui Dumnezeu la ei? Și răspunsul care îi, care îi, venea mereu și mereu era nu, 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 nu nimeni nu a băgat de seamă. Până într-o zi, când vin alți magi, magii de unde veniseră? Magii veniseră din Babilon. Ăștia care au venit acum au un nou val, au venit din Grecia. Au venit niște greci. S-a dus la ucenici și au zis, Domnule, lui Filip, am vrea să vedem. Iisus. Era semnalul acela pe care Domnul Iisus Hristos îl aștepta de atâta vreme. Oamenii în sfârșit să-l caute cu oamenii, în sfârșit să vrea să-l să, 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 să vadă. Ni-l arăți? Am auzit. E între noi, e aici. Vrem să-l vedem. Ni-l poți arăta pe Isus Hristos? Dragii mei, suntem în aceeași situație. E o lume întreagă care nu-l vede, deși e aici. Sunt evenimentele finale ale acestei lumi. Se desfășoară toate peste noi. Vin în cascadă. Le vedem cu ochii noștri, dar nu-L vedem pe Iisus. Omenirea are nevoie de persoana Domnului Iisus Hristos și are nevoie de cineva să-L spună, iată-L. Probabil că s-au mai spus până acum. Poate că au fost voci care s-au ridicat și au arătat spre Domnul Iisus Hristos. Predicatori mari au vorbit despre El, dar niciodată n-a fost nevoie mai mare ca cineva să-L arate pe Domnul Iisus Hristos ca în ziua de astăzi, Noiembrie 2022. Nimeni n-are nevoie mai mult. Am zis Ioan 12, da? Ioan 12. Filip s-a dus la Andrei, versetul 22, apoi. Au mers împreună la Isus. Și Isus nu s-a arătat imediat grecilor. Ei a început să vorbească cu Andrei și cu Filip și le-a spus: Va trebui ca greuntele de greu să moară și oamenii ăștia să-l vadă murind. Trebuie ca greuntele de greu să moară. De ce? Grecii au venit să-L vadă pe Domnul Isus Hristos, dar grecii trebuia să-L vadă pe Domnul Isus Hristos pe cruce. Grecii trebuia să-L vadă pe Domnul Isus Hristos răstignit. Trebuia să-L vadă acolo. Din ce cauză? Nu ar fi văzut nimic dacă n-ar fi văzut crucea. Asta este Asta este viziunea și tabloul care ar trebui să umple viața noastră de frumos. Crucea lui Isus Hristos. O cruce care arată dragostea lui Dumnezeu pe de-o parte, pe de-altă parte, hidoșenia păcatului. Care ne arată că suntem într-un război în, în care cele două tabere nu sunt una, sunt total separate. Trăim într-o lume în care vrăjmășia față de păcat este fundamentală pentru mântuire. Și mai departe. Dar mă opresc aici. Versetul 27. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Tată, proslăvește numele tău. Cum vorbește Domnul Isus despre cruce? momentul proslăvirii Tatălui. Momentul proslăvirii lui Dumnezeu. Nu este un moment, nu este un monument mai înalt în care Tatăl să fie proslăvit mai bine decât momentul monumentul acesta. Monumentul acesta în care Tatăl face din Domnul Isus Hristos jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Paradoxul acesta, care în mintea oamenilor, în mintea noastră, este de neconceput. Este o pricină de potignire, de cădere pentru foarte mulți. Pentru foarte mulți. Toate acestea, repet, Mântuitorul spune, proslăvește numele Tău. Care a fost momentul cel mai înalt de bucurie a Domnului Iisus Hristos? Mă întorc. Când niște oameni au venit și au zis, vrem să-L vedem pe Isus. Nu e în felul oamenilor? Nu e în felul oamenilor? Aproape că am credea că Domnul Isus Hristos se bucură de univers, se bucură de lucrările mari pe care Tatăl le-a făcut prin el, se bucură de toate celelalte lucruri. Și iată-l pe Domnul Isus Hristos cum se bucură datorită faptului că au venit niște oameni să zică vrem să-L vedem pe Isus. Mai departe, Domnul Isus Hristos spune că el s-a bucurat în felul oamenilor atunci când, zice, un suflet se întoarce la pocăință. E mai multă bucurie în ceruri pentru un suflet care se întoarce la pocăință. Se bucură Domnul Isus Hristos în felul oamenilor pentru fiecare om care vine aproape, pentru fiecare om care îl înțelege, pentru fiecare om care zice, vreau să-L văd pe Isus Hristos. Aș vrea să înțelegem sensibilitatea Lui, frumusețea Lui, încă o dată, atât de aproape de noi, în felul oamenilor. Putem noi să-i răspundem în felul oamenilor? Putem noi să-i răspundem, Te iubim, Doamne? Putem noi să-i răspundem? Așteaptă el răspunsul ăsta banal, aproape prea mic, nesemnificativ din partea mea și din partea ta. Așteaptă. Mai folosesc exemplul celălalt final în uh, Luca 7. Cu bucurie s-a dus la ospățul lui Simeon. Cu bucurie? Simeon dădea un ospăț în cinstea Domnului Isus Hristos pentru că Domnul Isus Hristos îl vindecase de lepră. Frumos? Frumos. Și peste câteva vreme, probabil o oră, o oră și ceva, Mântuitorul stă de vorbă cu Simon și îi spune, auzi, dar de ce nu mi-ai dat sărutare? E păi cum, Doamne, că Tu ești Dumnezeu cerului și așa mai departe? Nu, nu, în felul oamenilor. În felul oamenilor. De ce nu te manifeste în felul oamenilor să-ți vadă oamenii bucuria, să-ți simt eu bucuria, pentru că eu înțeleg de ce nu te manifeste în felul oamenilor? Spuneți-mi, vă rog, ce e aia zecime? Ce e aia zecime? A, este... Trebuie să-i dăm noi lui Dumnezeu acea parte. Și el spune, eu nu am nevoie de zecimea ta. Am universul întreg. Cum poți să spui tu că și atunci ce e, Doamne, zecimea? Doamne, știi ce? Mă bucur că mi-ai dat toate astea și îți dau înapoi. Păi, Doamne, ia înapoi. Cât? A zecea parte. De ce? Pentru că e în felul oamenilor. Îți dau înapoi ca să vezi că te iubesc. Să vezi că știu că tu mi-ai dat. Să vezi că știu că toate vin de la tine. Și îți dau înapoi a zecea parte. De bucurie. Din mărar. Îți dau înapoi a 10 parte din mărar. Eu vreau să vă întreb, vă trebuie? Care dintre dumneavoastră se bucură dacă v-aș da înapoi a 10 parte din mărar? Da, din chimăn. Da, din cânepă. Păi și atunci de ce le dai? Păi în felul oamenilor, cum să-ți arăt, Doamne, că te iubesc decât așa? Și zice Domnul Iisus Hristos lui Simeon, auzi, da pe picioare, de ce nu mai spălat? Hmm? Îi spune stăpânului casei, de ce nu mai spălat picioarele? Păi, Doamne, suntem curați toți. Dar despre asta e vorba. Sigur că sunt curat, da? De ce nu mi-ai spălat picioarele? Păi de ce să ți le spăl, Doamne? Te drag. Te drag. Așa să arăți în felul oamenilor că nu mai știi ce să faci de bucurie, că nu mai știi ce să faci pentru mine, că nu mai știi cum să-mi arăți iubirea ta. arată că nu mai știi și spală în picioarele. Și în timp ce Simeon era acolo, tot acolo era o femeie care trecuse prin toate lucrurile astea, care n-a mai știut ce să facă să arate Domnul Iisus Hristos că iubește. N-a mai știut. Și n-a mai știut până când a luat un vas de alabastru în care a investit toată averea ei toată munca ei și l-a luat, l-a spart acolo în felul oamenilor. Uneori crezi că gesturile tale pe care le faci înaintea lui Dumnezeu nu sunt băgate de seamă. Crezi că cerul nu le vede. Vreau să-ți spun Iisus Hristos știe ce e dragostea în felul oamenilor. Că de aia te iubește. Și îți umple viața cu binecuvântări. Orice dar bun, orice dar de vine de sus. De la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Amin. Aș vrea, dragii mei, ca gândul acesta să ne pregătească pentru recunoștință. Pentru a fi recunoscător lui Dumnezeu în fiecare clipă. Când venim la biserică, când plecăm de la biserică, când ascultăm o predică, când n-ascultăm o predică, întotdeauna să fim plini de recunoștința aceea necesară care va aduce în viața noastră gândul lui Isus Hristos. Popleșiți de iubirea ta, Părinte. Rămâne mai departe în rugăciune înaintea ta, în dacă inima noastră poate să rostească un psalm de recunoștință, de laudă și de adorare în legătură cu faptul că ești bun, ești minunat, ești extraordinar, te potrivești atât de bine cu nevoile noastre în felul oamenilor încât, Părinte, putem simți în inima noastră bătaia inimii tale. Putem simți în conștiința noastră gândul tău. Putem simți în nevoile noastre dorința de a fi mai buni, de a fi asemenea Rămâi cu noi. Schimbă în viața noastră felul nostru pământesc de a fi și dă-ne felul tău ceresc care se potrivește atât de mult cu bunătatea pe care o căutăm tot. Facă-se voia Ta, vie împărăția Ta și rămâi cu cuvântul Tău până când vom fi transformați cerește, Părinte Sfânt. Amin.